Dacă vreți să vă bucurați de un păr frumos și de un scalp sănătos, este esențial să introduceți în ritualul de îngrijire miraculosul ulei de brusture. Ei bine, cum să-l folosiți și de ce ar trebui să vă faceți un obicei din asta, ne spune colega mea Ștefania Duca. Bine reveni, Ștefania, te ascultăm! Bine te-am regăsit, Nasrin. Poate că mulți dintre dumneavoastră nu ați auzit de uleiul de brusture, însă trebuie să știți că este hrană pentru podoaba capilară. Asemenea, organismului care necesită anumiți nutrienți, așa și părul nostru are nevoie de substanțe hrănitoare pentru a-și păstra vitalitatea și aspectul sănătos. Dăruit din natură, uleiul de brusture conține vitamine, dar și proteine, acid folic, fier, potasiu și are multiple beneficii. Este indicat pentru repararea părului fragil, prevenirea căderii acestuia, îndepărtarea mătreții și menținerea unui scalp sănătos. Acesta se obține prin combinarea extractului de rădăcină de brusture cu un ulei vegetal. Indiferent că alegeți să-l cumpărați direct din magazinele naturiste sau preferați să-l preparați chiar acasă, îl puteți adăuga în șampoane, măști sau balsamuri. Este indicat pentru toate tipurile de păr și îl puteți folosi cu încredere ori de câte ori simțiți nevoia de un plus de hidratare și strălucire.